Ceau, sunt Vlad Educator, mă rog. Am să facem un filmuleț să vă arătăm o nouă folie revoluționară care am adus-o. Știți, după ce terminarea unui tatuaj, dați cu folie. Este foarte, foarte normal și foarte obișnuit. Folia ce face? Protejează tatuajul de praf, umezeală, na, mai ales când aveți o mânecă să nu se frece. Deci neapărat după fiecare tatuaj, știți, doar că se pune folie. Noi am lăsat o folie care este foarte, foarte bună, după părerea mea, sincer, cea mai bună de pe piață. Ce face folia asta? Folia asta este autoadezivă, dar nu autoadeziv cu lipici. Știți provrapurile care se pun de jur împrejur la mânere? Și știți cum sunt, sunt pus caieți mici, mici. Așa are și folia asta micropigmentații care lasă și pielea să respire. Se poate da și cu apă peste, nu intră umezeala, nu intră praful. Haideți să vă fac o scurtă prezentare. Deci avem două tipuri. Primul este un tub, care tubul avem așa, așa vine. Tubul este la 147 de lei, are 10 metri pe 15 cm. Deci este 15 cm pe 10 metri. Va ajunge foarte, foarte mult. La un tatuaj gândiți vă folosește 10 cm pe 15 cm. Deci pe voi va costa 1,47 lei. Și la client și nu de alta, dar gândiți-vă un tatuaj care dați cu cremă și vă ține, îl ține clientul 2 zile. Gândiți-vă că 2 zile clientul, chiar dacă merge, nu știu, lucrează în construcții și are praf sau așa, și intră praf, nu mai are, deci are bariera asta care protejează. Nu intră praf, nu intră umezeală, nu intră transpirație. Deci, na, este super, super ok. Haideți să vă arăt. Deci așa vine ea. Are sigiliu. Are un sticker ăla cei de la Shield. După aia așa vine. Este sigilată. Deci are 10, 15 cm pe 10 metri lungime, da? Ajunge cam la 100 de tatuaje de 15 pe 10. Deci, așa. Gândiți-vă cât de mare. Pe 10 cam atâta. Deci la 100 de tatuaje vor ajunge. Ok, așa avem o dată și mai sunt, ei mai au două tipuri de... Deci asta este la 147. Și ei mai au două tipuri de pliculețe, cum le spun. Ele sunt cu câte 5 sau cu câte 1. Un pliculeț cu 5 folii de 15 cm pe 10 este la 19,70 lei. Și cu câte un pliculeț este la 5,70 lei. O să-l avem. Ele vin sigilate, așa se desigilează. Acum avem și un... hai să vă arăt mai exact, de asta am pus să fac videoclipul ăsta, să fac și o prezentare. Avem un tatuaj proaspăt, numai acum ce a terminat. Și haideți să-i lăsăm pe băieți să își facă treaba, să vedeți exact cum se pune. Da? Tatuajul se șterge, acum ce a fost terminat. Da? Stărgem tatuajul bine. Ea are un sticker. Da. Ea are 5 înăuntru. Pentru tatuajul ăsta îi trebuie numai 2. Pur și simplu, după ce s-a terminat tatuajul, se șterge foarte, foarte bine. Se aplică folia. Ați văzut că se dă primul strat din spate, se aplică folia bine. Se dă al doilea strat, care rămâne și folia rămâne un film foarte, foarte subțire. Da? Se poate da cu cremă înainte, se poate lăsa, se poate aplica și peste. Dacă se aplică cremă înainte, trebuie să lăsăm cam 2 cm față de unde s-a terminat, 2-3 cm ca să prindă tatuajul pielea. El nu prinde acolo unde este cremă. Gata-i. Și este foarte flexibilă. Da? Se prinde foarte bine, deci se lasă 2 zile, 2-3 zile, o zi, 2, depinde fiecare cum dorește. Și 5 zile se poate lăsa. Ca să vă fac așa încă un experiment.
Haideți să vedeți un pic, hai să-mi pun un pic pe cot, că mulți se întreabă dacă este și flexibilă. Este și cea mai flexibilă folie. Dacă aveți tatuaje pe cot așa, se poate pune pur și simplu pe cot. Da? Bine, se dă părul jos. Ține și pe păr, dar ține mai bine fără, da? Pune-l așa repede, ca să vadă exact despre ce este vorba. Așa. Bine, în principiu este bine să fie dat fără păr, da? Deci s-a prins. Uitați. El stă, dar trebuie pilat și trebuie șters întâi. Deci ea se muliază foarte, foarte bine. Da? Și dacă este. Nu se desface, nu nimica. Da? Se pune, da, înainte trebuie dat părul jos. Da? Oricum, când tatuat se dă părul jos. Și după aia dat vine cu la un dezinfectant. Se pune antiseptic sau așa, ca să-i dea se bumul jos. Da? Mie încă se vede că se dă, că nu mi-am dat. Nu m-am șters înainte, dar am pus direct ca să vă arăt exact. Este foarte, foarte flexibilă. Da? Și de dat jos, se dă. Chiar dacă este pusă pe păr, nu se ia părul. Deci nu vă epilați definitiv, mai bine zis. Folia este foarte flexibilă. Uitați. Deci este foarte, foarte, foarte și tare. Că deja trebuie în mâinile. Na, ca să vă faceți așa o impresie. Este foarte, foarte flexibilă. Ea are microfirmentații de... adică găurele foarte, foarte mici, prin care nu intră apa, dar lasă pielea să respire. Și de aceea poate, nu știu, vă duceți la apă, faceți un duș, îți faceți a doua zi un duș după ce v-ați făcut tatuajul. Puteți face liniștit. Atât timp cât chiar nu vă băgați în cadă, că asta nu este bine folosit. Nu vă băgați în cadă. Pur și simplu vă faceți duș normal. Da? Faceți duș normal. Vă duceți pe afară, nu mai aveți treabă, clientul vostru se duce în construcții, lucrează prin praf, așa. Nu intră la duș ca să-i se îngroașe dușul, să-i se facă, uitam aici, știți, că se fac cojile acelea. Deci poate să ducă în construcții, deci poate să ducă la apă, poate să facă și duș, orice. Și toată faza este că voi ca tatuatori, o să aveți tatuajele mult mai repede vindecate. Deci mult mai repede vindecate și nu mi se mai face coajă, nu mai trebuie să aveți grijă că vai, poate nu-și dă cu cremă, poate, nu știu, se duce pe undeva pe la apă, se duce, face duș, lucrează în construcții, prin praf, prin ploaie, deci nu mai aveți nicio treabă. Tatuajul vostru, odată ce a spus asta, rămâne foarte impecabil. Foarte impecabil. Impecabil. Știți, da. Ok. Deci, mai spun altă. 147, rola de 10 metri pe 15 cm, pliculețul de 5 folii la 19,70 lei și de o folie la 5,70 lei. Majoritatea le vând la client, uitați, le zic, uite, 10 lei în plus și spun folie de asta și nu mai ai treabă. Nu-ți mai... faza este că nu-ți mai cumperi nici atâta cremă. Odată ce și-o pus clientul cremă, 3 zile poate să nu-și mai cumpere. Îl dai un pic cu cremă și pe a 3 zile nu-și mai cumpere cremă. Na, poți să-i spui asta. Deci îți spun asta și nu-ți mai cumperi cremă. Sau vă gândiți exact cum să faceți voi salonul vostru, cum este vouă mai bine. Cam atâta. O să le avem pe site, adică le puteți deschide și pe site, o spunem și cu ele. Dacă mai aveți întrebări, dați-mi un telefon. Faceți!